că ei au cerut 2,5 milioane și nu s-a fost aprobat decât 1 milion și ajungem prin gândirea mea, prin prisma mea, la o normalitate. Avem în vedere și celelalte ramuri sportive, domnul Cârligea și stimați colegi, trebuie să avem o gândire unitară și mă gândesc foarte serios să vedem ce se întâmplă și cu echipa de handbal. În momentul de față este un club privat și ne-am dorit ca el să... De fotbal. Un ONG. Ca toate... Ai idee așa. În regulă. Ne dorim ca pentru anul 2017 să ne facem o strategie în ceea ce privește finanțarea sportului brailean. Și exact cum a spus și dumneavoastră, stimați colegi, în intervențiile dumneavoastră, ne gândim și la alte ramuri sportive. Sunt foarte importante, avem copii foarte buni, care trebuie ajutați și la not, și fotbalul trebuie ajutat, și luptele, și boxul, și așa mai departe. Din câte știu eu, și eu sunt sportiv de performanță, Brăila există un bazin de copii foarte buni, care dacă investim în ei, putem să-i aducem la rezultate foarte bune și cu siguranță avem în Brăila campioni olimpici și foarte mulți medaliați la campionatele naționale, la campionatele mondiale, la campionatele europene. Așa că, în continuare, ne vom gândi împreună, pe lege, respectând legea, de a finanța cât mai multe ramuri sportive. Începem cu handbalul. Pentru mine, handbalul, în momentul de față, cu votarea acestui proiect, va fi constanță și echilibru. Deci trebuie să le oferim acestor fete echilibru, că le vor merge mai departe, este o echipă performantă și ca și exemplu, din informațiile pe care le dețin, echipa de handbal a CSM București are bugetul de 6 milioane de euro. Nu suntem la nivelul acesta, dar cu bani puțini încercăm să facem lucruri bune pentru ce înseamnă sportul ucrainean.